Ne aflăm în laboratorul de ingineria mediului din cadrul Facultății de Horticultură. Aici, studenții specializării ingineria mediului studiază probleme complexe legate de poluarea factorilor de mediu prin prisma disciplinelor, poluarea apei și solului, monitorizarea și diagnoza calității mediului, studii de bilanț și impact de mediu sau chiar tehnologii cu impact redus asupra mediului. Considerând profilul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, studenții de la specializarea Ingineria Mediului pun la punct metode avansate de epurare a apelor uzate prin utilizarea deșeurilor vegetale în scopul biosorpției poluanților din mediu. Pentru noi este foarte important ca studenții să se implice în activitățile practice pentru a-și dezvolta abilitățile de a căuta soluții creative la probleme complexe în acest domeniu de interes major, ce vizează poluarea mediului înconjurător. Studenții sunt motivați să-și dezvolte creativitatea și să gândească ca inginerii de mediu, în timp ce analizează indicatorii de calitate a apei și solului sau iau în considerare toate aspectele generate de poluare, inclusiv impactul și riscul asupra mediului, dar și pentru sănătatea umană. Sunt student în anul 4 la Facultatea de Horticultură, specializarea Ingineria Mediului. M-am înscris la această facultate datorită faptului că în familia mea există doi ingineri în agricultură, lucru care m-a făcut să fiu atașat de tot ce înseamnă mediul înconjurător și mai ales protejarea acestuia. În perioada studenției, facultatea mi-a oferit oportunitatea de a participa la numeroase acțiuni în sprijinul protecției mediului, precum campanii de colectare a deșeurilor electrice și electronice, campanii de plantare a arborilor și campanii de ecologizare a pădurilor din raza județului Iași. În ultima perioadă am devenit pasionat și de tehnologiile cu impact redus asupra mediului, așa numitele tehnologii verzi. Astfel, am ales să urmez studiile de licență în domeniul impactului generat de panourile fotovoltaice. Îi sfătuiesc pe toți cei care sunt pasionați de protejarea mediului înconjurător să se înscrie la specializarea Ingineria Mediului din cadrul Facultății de Horticultură Iași.